De la 1 ianuarie 2019, România va prelua pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Cum se prezintă România la aproape 12 ani de la aderare? O Românie cu o creștere economică sănătoasă, cu o democrație stabilă și, nu în ultimul rând, o Românie sigură. Preluarea acestui rol extrem de important este un eveniment al României pe care nu trebuie să-l politizăm în niciun fel. Vor fi 6 luni în care Europa va privi cu multă atenție către România, pentru că știrile cele mai importante despre viitorul Uniunii Europene vor pleca de aici, de la București. Potrivit premierului, în perioada în care statul român va conduce Consiliul European, vor exista multe provocări. De asemenea, se va milita pentru o Europă puternică și unitară în toate dimensiunile ei, politică, economică și socială, pentru că aceasta este cea mai bună soluție pentru viitorul proiectului european. Este deci important să arătăm întregii Europe că România este o țară demnă să conducă Uniunea, o țară demnă să contribuie în mod decisiv la viitorul spațiu european din care facem și noi parte. Așa cum am mai spus, eu cred în consens, în echilibru și în cooperare. De asemenea, premierul consideră că în îndeplinirea acestei misiuni europene nu trebuie să existe orgolii sau resentimente politice, ori interese personale sau confruntări sterile. Reiau apelul de pace politică, apelul la consens, pe care l-am făcut în ședința solemnă organizată în Parlament cu ocazia anului centenar. Avem un proiect național care impune acest lucru. Indiferent de opiniile politice, vă rog să vă gândiți în primul rând la interesul nostru comun ca stat membru al Uniunii Europene. Vă rog, stimați parlamentari, ca în următoarele 6 luni să fiți cetățeni români în primul rând, să vă reprezentați țara cu mândrie și cuvinte bune în fața Europei, astfel încât să câștigăm respectul întregii comunități europene. Preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene va permite României să aibă un rol de facilitator de echilibru și consens și să continue promovarea unei abordări consensuale bazată pe unitate, coeziune și solidaritate. Pilonii principalei priorităților sunt Europa convergenței, siguranței, actor global și valorile comune. Totul se referă la creștere, coeziune, competitivitate și conectivitate, spun oficialii.